Jocul vieții și cum să-l jucăm. Florence Cowell Sheen. Capitolul 1. Jocul. Multă lume consideră viața o luptă, dar ea nu este o luptă, ci un joc. Însă unul care nu poate fi jucat cu succes fără cunoașterea legii spirituale, iar Vechiul și Noul Testament dau regulile jocului cu o claritate excepțională. Iisus Hristos ne-a învățat că este vorba de un mare joc al dăruirii și primirii. Culegi ceea ce semeni. Aceasta înseamnă că orice transmite omul prin cuvinte sau fapte, aceea îi se va întoarce. Ceea ce dă, el va primi. Dacă dă ură, ură va primi. Dacă dă iubire, va primi iubire. Dacă dă critică, va fi criticat, iar dacă va minți, va fi mințit. De asemenea, aflăm că facultatea de a imagina are un rol principal în jocul vieții. Păzește-ți inima sau imaginația, mai mult decât orice, căci în ea țâșnește viața. Pildele lui Solomon. Aceasta înseamnă că ceea ce omul își imaginează se va manifesta în viața lui, mai devreme sau mai târziu. Am auzit de un bărbat care se temea de o boală anume. Boala era foarte rară și greu de contractat. Dar el a imaginat-o în continuu și a citit despre ea până când i s-a manifestat. Așadar, vedem că pentru a juca cu succes jocul vieții, trebuie să ne antrenăm facultatea de a ne imagina. Un om cu această abilitate, antrenat să-și imagineze doar binele, va atrage în viața sa toate dreptele dorințe ale inimii: sănătate, bogăție, iubire, prieteni, expresia perfectă a sinelui, idealurile cele mai înalte. Imaginația a fost supranumită foarfeca minții, care taie și taie zi de zi imaginile văzute, iar omul își întâlnește propriile creații mai devreme sau mai târziu în lumea exterioară. Pentru a-și antrena cu succes imaginația, omul trebuie să înțeleagă cum îi funcționează mintea. Grecii au spus: cunoaște-te pe tine însuți. Există trei planuri ale minții: subconștientul, conștientul și supraconștientul. Subconștientul este pur și simplu putere fără direcție. El este ca aburul sau electricitatea și face ceea ce este direcționat să facă. El nu are putere să influențeze. Tot ceea ce omul simte profund sau imaginează cu claritate este imprimat în subconștient și este executat în cele mai mici detalii. Spre exemplu, cunosc o doamnă care în copilărie mereu se juca de-a văduva. Se îmbrăca elegant în haine negre și purta un văl negru. Iar cei din jur o găseau foarte interesantă. A crescut, s-a căsătorit cu un bărbat pe care îl iubea foarte mult. La scurt timp el a murit, iar ea a purtat negru și un văl amplu. Imaginea ei i s-a înregistrat în subconștient. Mintea conștientă a fost numită mintea muritoare sau carnală. Conștientul este mintea umană și el vede viața așa cum aceasta pare a fi. Vede moarte, dezastru, boală, sărăcie, limitare de orice natură și le imprimă în subconștient. Dar mintea supraconștientă este mintea divină din fiecare om și este tărâmul ideilor perfecte. Aici se află modelul perfect despre care vorbește Platon. Planul divin, pentru că există un plan divin pentru fiecare persoană. Există un loc pe care ți este dat să-l ocupi și pe care nimeni altcineva nu-l poate ocupa. Ceva care ți este dat să faci și nimeni altcineva nu îl poate face. În mintea supraconștientă există o imagine perfectă a acestui lucru. De obicei, ea traversează conștientul strălucind ca un ideal de neatins, ceva prea bun ca să fie adevărat. De fapt, ea este adevăratul destin al omului, iluminat acestuia de inteligența divină care se află în el însuși. De exemplu, o doamnă a venit la mine și mi-a cerut să rostesc cuvântul, astfel încât să se întâmple ca ea să se mărite cu un anumit bărbat de care era foarte îndrăgostită. I-am spus că aceasta ar fi o încălcare a legii spirituale, dar că eu voi rosti cuvântul pentru bărbatul potrivit conform selecției divine, acela care îi se cuvine prin drept divin. Apoi am adăugat: dacă el este bărbatul potrivit, nu ai cum să-l pierzi, iar dacă nu este, vei primi echivalentul lui.
S-a întâmplat deseori ca bărbatul, s-a întâlnit deseori cu bărbatul, dar prietenia lor nu a avansat în niciun fel. Într-o seară m-a sunat și mi-a spus, știi ceva, de vreo săptămână tipul nu mi se mai pare atât de grozav. Iar eu i-am răspuns, poate că nu el este alegerea divină și poate că un alt bărbat este omul potrivit pentru tine. La scurt timp a întâlnit un alt bărbat care s-a îndrăgostit de ea imediat și care spunea că ea este idealul lui. De fapt, el i-a spus toate lucrurile pe care ea mereu își dorise să îi le spună tipului dinainte. A recunoscut că îi se pare destul de ciudat. Curând a început să-l iubească și i s-a stins interesul pentru primul iubit. Aceasta ilustrează legea substituirii. O idee greșită a fost înlocuită cu una corectă, de aceea nu a existat pierdere sau sacrificiu. Iisus Hristos a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra și a mai spus că împărăția este înăuntrul omului. Împărăția este tărâmul ideilor corecte sau modelul divin. Iisus Hristos a arătat că vorbele omului au un rol principal în jocul vieții. Cuvintele tale te vor salva și cuvintele tale te vor condamna. Mulți oameni își aduc dezastru în viețile lor prin cuvintele sterpe. De exemplu, o doamnă a întrebat odată de ce viața ei devenise de sărăcie și limitare. Înainte avusese un cămin unde fusese înconjurată de lucruri frumoase și deseori se săturase de îngrijirea casei și repetase, sunt sătulă de lucruri, aș vrea să trăiesc într-un cufăr. Apoi a adăugat, acum locuiesc în acel cufăr. Ea se rostise pe sine într-un cufăr. Mintea subconștientă nu are simțul umorului și glumind oamenii alunecă în experiențe nefericite. Spre exemplu, o doamnă care avea foarte mulți bani tot glumea spunând că se pregătește până când va ajunge la adăpostul pentru săraci. În câțiva ani a devenit aproape săracă pentru că își imprimase în subconștient o imagine a lipsei și neajunsurilor. Din fericire, această lege funcționează în ambele sensuri și o situație de lipsuri poate fi schimbată într-una de abundență. De exemplu, într-o zi călduroasă de vară m-a vizitat o doamnă care solicita un tratament pentru prosperitate. Era epuizată, abătută și descurajată. Spunea că tot ce are sunt $8, iar eu i-am spus, bun, vom binecuvânta cei $8 și îi vom înmulți așa cum Iisus Hristos a înmulțit pâinile și peștii. Pentru că El ne-a învățat că fiecare om are puterea de a binecuvânta și de a înmulți și de a vindeca și de a prospera. M-a întrebat ce trebuie să facă, iar eu i-am răspuns. Urmează-ți intuiția. Simți vreun imbold să faci ceva ori să mergi undeva? Intuiția înseamnă învățarea pe care o primești din interiorul tău. Ea este îndrumarul care nu dă greș al omului și mă voi ocupa de legile ei mai pe larg în următorul capitol. Femeia mi-a răspuns, nu știu, am presentimentul că ar trebui să merg acasă, am bani cât să-mi plătesc drumul. Casa ei se afla într-un oraș îndepărtat, era sărăcăcioasă și cu lipsuri, iar mintea rațională i-ar fi zis, rămâi în New York, găsește-ți de lucru și câștigă niște bani. Eu i-am răspuns, atunci du-te acasă, nu ignora niciodată un presentiment. Apoi am rostit următoarele cuvinte care se aducă să-i vină în ajutor. Spirit infinit deschide calea spre abundență. Ea este un puternic magnet pentru tot ceea ce aparține prin drept divin. I-am spus să le repete și ea în continuu. A plecat spre casă imediat. Într-o zi, cu prilejul unei vizite, a reluat legătura cu o veche prietenă de familie. Prin intermediul acestei prietene a primit $1,000 în mod miraculos. Deseori mi-a spus, povestește-le oamenilor despre femeia care a venit la tine cu $8 și un presentiment. Întotdeauna există abundență pe cărarea omului, dar ea se poate manifesta numai prin dorință, credință sau cuvântul rostit. Iisus Hristos a spus clar că omul este cel care trebuie să facă primul pas. Cereți și vi se va da. Căutați și veți afla. Bateți și vi se va deschide. Matei 7:7. În scripturi citim, întreabă-mă despre lucrarea mâinilor mele. Infinită inteligență, Dumnezeu este mereu gata să îndeplinească cererile cele mai mici sau cele mai mari ale omului.
Fiecare dorință rostită sau neexprimată este o cerere. Deseori suntem surprinși de faptul că brusc ni s-a îndeplinit o dorință. De exemplu, odată de Paște, văzând multe tufe de trandafiri frumoase în vitrina florăriei, mi-am dorit să primesc și eu una și pentru o clipă mi-am imaginat-o adusă la ușa mea. A venit Paștele și odată cu el o frumoasă tufă de trandafiri. În ziua următoare i-am mulțumit prietenei mele spunându-i că era exact ce mi-am dorit. Și mi-a răspuns, nu ți-am trimis o tufă de trandafiri, ci crini, florarul. Încurcase comenzile și îmi trimisese o tufă de trandafiri doar pentru că activasem această lege și trebuia să am o tufă de trandafiri. Nimic altceva nu stă între om și idealurile sale, cele mai mari, ori dorințele lui cele mai aprinse, decât îndoiala și temerile sale. Când omul își dorește fără să se teamă, orice dorință îi va fi pe loc îndeplinită. În capitolul următor voi aborda mai pe larg explicația științifică a acestui fenomen. Iar frica trebuie ștearsă din mintea noastră. Ea este singurul dușman al omului. Teama de lipsuri, teama de eșec, teama de boală, teama de pierdere și sentimentul de insecuritate într-un plan. Iisus Hristos a spus, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Așadar, vedem că trebuie să înlocuim teama cu credința, căci teama nu este altceva decât reversul credinței, iar credința în rău în locul credinței în bine. Obiectivul jocului vieții este să îți vezi cu claritate binele și să ștergi toate imaginile mentale ale răului. Acest lucru trebuie făcut prin imprimarea în mintea subconștientă a realizării binelui. Un bărbat foarte deștept, de mare succes, mi-a spus că el și-a șters brusc toată teama din minte când un afiș atârnat într-o cameră. Citind un afiș atârnat într-o cameră. De ce să-ți faci griji? Probabil nu se va întâmpla niciodată. Aceste cuvinte i s-au imprimat pentru totdeauna în subconștient. Iar acum are convingerea fermă că numai binele îi poate intra în viață. Așadar, numai binele se poate manifesta. În capitolul următor mă voi ocupa de diferitele metode de imprimare în subconștient. El este servitorul credincios al omului, dar trebuie să fim atenți, să-i dăm comenzile corecte. Omul are mereu de partea sa un ascultător tăcut, adică mintea lui subconștientă. Fiecare gând, fiecare cuvânt se imprimă acolo și este dus la îndeplinire până la cel mai mic detaliu. Funcționează precum un interpret care înregistrează pe discul sensibil al plăcii fonografice. Fiecare notă și fiecare inflexiune a vocii sunt înregistrate. Dacă tușește sau ezită, se înregistrează de asemenea. Așadar, haideți să spargem toate discursurile vechi din mintea subconștientă. Înregistrările vieții noastre pe care nu dorim să le păstrăm și haideți să creăm altele noi și frumoase. Rostiți aceste cuvinte cu voce tare, cu putere și cu convingere. Acum zdrobesc și demolez prin cuvântul meu orice înregistrare neadevărată din mintea mea subconștientă. Ele se vor întoarce în colbul neînsemnătății din care s-au născut, că cele provin din propriile mele închipuiri goale. Acum îmi fac propriile înregistrări prin intermediul lui Hristos dinăuntrul meu. Înregistrări de sănătate, bogăție, iubire și expresia perfectă a sinelui. Acesta este pătratul vieții și jocul complet. În capitolele următoare voi arăta cum poate omul să-și modifice condițiile modificându-și cuvintele. Orice om care nu cunoaște puterea cuvântului este în urma timpului său. În puterea limbii este viața și moartea. Pildele lui Solomon. Legea prosperității. Unul dintre cele mai importante mesaje adresate omenirii prin scripturi este că Dumnezeu este avuția omului și că omul poate lua prin cuvântul său rostit tot ceea ce îi se cuvine prin drept divin. Totuși, el trebuie să aibă o credință
perfectă, în cuvântul său rostit. Isaia a spus, cuvântul meu nu îmi întoarce un gol, ci își va împlini menirea acolo unde este trimis. Știm acum că gândurile și cuvintele sunt o imensă forță vibratoare care modelează în permanență trupul și activitatea omului. O femeie care era foarte nefericită a venit la mine și mi-a spus că pe 15 ale lunii urma să fie dată în judecată pentru cei 3.000 de dolari și nu avea cum să facă rost de bani și era disperată. I-am spus că Dumnezeu este avuția ei și că există o resursă pentru fiecare cerere. Așa că am rostit cuvântul. Am adus mulțumiri pentru faptul că femeia va primi 3.000 de dolari la timpul potrivit și în modul cuvenit. I-am spus că trebuie să-i fie perfectă credința și să-și pună în fapt credința perfectă. A venit data de 15, dar banii nu apăruseră. M-a sunat și m-a întrebat ce să facă și i-am răspuns. Este sâmbătă, așa că nu te vor da astăzi în judecat. Treaba ta este să te comporți ca un om bogat, arătând astfel credința perfectă că vei primi banii până luni. Mi-a cerut să iau prânzul cu ea ca să capete curaj. Când ne-am întâlnit la restaurant, i-am spus, nu este momentul pentru economii. Comandă un prânz îmbelșugat. Poartă-te ca și când deja ai primit cei 3.000 de dolari. Toate lucrurile pe care le vei cere prin rugăciune, crezând, le vei primi. Trebuie să te porți ca și când le-ai primit deja. În dimineața următoare m-a sunat și m-a rugat să-mi petrec ziua cu ea, iar eu i-am spus, nu, ești protejată divin și Dumnezeu nu întârzie niciodată. Seara m-a sunat din nou foarte încântată și mi-a spus, s-a întâmplat un miracol. Dimineața stăteam în camera mea când a sunat telefonul. I-am spus servitoarei, nu lăsa pe nimeni să intre. Ea s-a uitat totuși pe fereastră și mi-a spus, e vărul dumneavoastră, cel cu barbă lungă. Atunci am spus, cheamă-l înapoi, mi-ar place să-l văd. Ajunsese la colț când a auzit vocea menajerei și s-a întors. A vorbit preț de vreo oră și chiar când se pregătea să iasă a spus, apropo, cum stai cu banii? I-am spus că am nevoie de bani și el a spus, draga mea, am să-ți dau 3.000 de dolari pe întâi ale lunii. N-am vrut să-i spun că urma să fiu dată în judecată. Ce mă fac? N-o să-i primesc până la începutul lunii, iar eu am nevoie de bani mâine. Voi continua tratamentul, am spus eu. Și am spus, spiritul nu întârzie niciodată. Mulțumesc pentru faptul că a primit banii în planul invizibil și pentru că acest lucru se manifestă la timp. În dimineața următoare a sunat ovărul ei și a spus, vino la birou acum dimineață și o să-ți dau banii. În după amiaza aceea avea 3.000 de dolari depuși în bancă și scria cecuri cât de repede îi permitea încântarea pe care o trăia. Dacă ceri succes și te pregătești pentru eșec, vei obține situația pentru care te-ai pregătit. De exemplu, a venit la mine un bărbat și m-a rugat să mă rog să fie iertat de o datorie. Am aflat că își petrecuse timpul plănuind ce să spună atunci când nu-și va plăti datoria, neutralizându-mi astfel cuvintele. El ar fi trebuit să se imagineze plătindu-și datoria. Avem în Biblie o ilustrare minunată a acestei situații în legătură cu cei trei regi, care erau un deșert și care nu aveau apă pentru cai și pentru oamenii lor. L-au întrebat pe profetul Elisei, care le-a transmis acest mesaj uimitor. Așa grăita Domnul, nu veți vedea vânt, nici nu veți vedea ploaie, dar umpleți valea aceasta de șanțuri. Omul trebuie să se pregătească pentru lucrurile pe care le cere, atunci când nu se întrevede nici cel mai mic semn. De exemplu, o femeie a socotit necesar să caute un apartament chiar în anul în care nu se găseau apartamente în New York. Era considerat aproape imposibil de realizat, iar prietenii o compătimeau și îi spuneau, e tare rău, va trebui să-ți depozitezi mobila și să locuiești la hotel.
El a răspuns: nu trebuie să vă pară rău pentru mine. Eu sunt un Superman și voi găsi un apartament. A rostit cuvintele: Spirit infinit deschide calea către apartamentul potrivit. Ea știa că există o resursă pentru fiecare cerere, resursă necondiționată care funcționa în planul spiritual și ca un om și că un om plus Dumnezeu sunt o majoritate. Se gândise să cumpere pături noi când tentația, gândul potrivnic sau vocea rațiunii a sugerat: nu cumpăra păturile. Poate până la urmă nu găsești apartamentul și nu-ți vor fi de folos. A răspuns imediat în sinea ei: îmi voi săpa șanțurile, cumpărând păturile. Astfel s-a pregătit pentru apartament, acționând ca și când îl avea deja. A găsit unul în mod miraculos și l-a obținut, cu toate că mai erau peste 200 de alți solicitanți. Păturile au dovedit o credință activă. Este inutil să mai spunem că șanțurile săpate de cei trei regi în deșert erau pline până la refuz. Pătrunderea în mișcarea spirituală a lucrurilor nu este lucru simplu pentru o persoană obișnuită. Gândurile potrivnice de îndoială și teamă urcă în subconștient. Ele sunt armata străină care trebuie izgonită. Aceasta explică de ce atât de des întunericul este cel mai adânc înainte de zori. O mare demonstrație este de obicei precedată de gânduri chinuitoare. Odată făcut o afirmație de înalt adevăr spiritual, te confrunți cu vechile convingeri din subconștient. Iar eroarea este scoasă la suprafață spre a fi eliminată. Acesta este momentul când trebuie să afirmi adevărul în mod repetat, să te bucuri, să mulțumești pentru ce ți s-a dat. Înainte să mă chemi, îți voi răspunde. Aceasta înseamnă că fiecare dar bun și perfect este deja al omului, așteptându-i recunoașterea. Omul nu poate primi decât ce se imaginează el însuși primind. Copiilor lui Israel li s-a spus că pot avea toată întinderea de pământ pe care o pot cuprinde cu ochii. Acest lucru este adevărat pentru fiecare om. El are numai pământul cuprins în propria lui viziune mentală. Fiecare lucru măreț, fiecare mare realizare a fost făcută să se manifeste prin fidelitatea față de viziune și deseori, chiar înainte de o mare realizare, se produce un aparent eșec sau o descurajare. Când au ajuns la pământul făgăduinței, în pământul făgăduinței, copiii lui Israel s-au temut să pătrundă, căci, spuneau ei, era plin de uriași care îi făceau să se simtă ca niște lăcuste. Și iată, am văzut uriașii și iar noi eram cu ochii noștri precum lăcustele. Aceasta este experiența aproape a fiecăruia dintre noi. Totuși, cel care cunoaște legea spirituală nu se lasă descurajat de aparență și se bucură chiar și când el este încă în captivitate. Aceasta înseamnă că rămâne fidel viziunii sale și aduce mulțumiri că s-a îndeplinit ce a cerut, că a primit. Iisus Hristos a dat un exemplu minunat în acest sens, spunându-le discipolilor săi: nu ziceți voi că mai sunt încă 4 luni și apoi vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și priviți holdele, căci ele sunt deja coapte pentru secerat. Viziunea lui Clară a străpuns lumea materială și el a văzut clar lumea quadridimensională. Lucrurile, așa cum sunt ele cu adevărat, perfecte și complete în mintea divină. Așadar, omul trebuie să păstreze mereu în minte viziunea capătului călătoriei sale și să ceară manifestarea a ceea ce a primit deja. Acest lucru poate fi sănătatea, iubirea, prosperitatea, exprimarea de sine, căminul ori prietenii, toate perfecte. Acestea sunt toate idei complete și perfecte înregistrate în mintea divină
și care trebuie să vină prin ea, nu către ea. De exemplu, a venit la mine un bărbat care îmi cerea tratamente pentru succes. Avea neapărat nevoie să strângă 50.000 de dolari pentru afacerea lui. Timpul aproape expirase când a venit la mine disperat. Nu voia nimeni să investească în afacerea lui, iar banca refuzase categoric să-i împrumute banii. Și am spus, bănuiesc că ți-ai pierdut cumpătul când erai la bancă și implicit puterea. Poți controla orice situație dacă înainte de toate te controlezi pe tine însuți. Du-te din nou la bancă, am adăugat, și mă voi ruga, iar cuvintele mele au fost. Te identifici cu iubirea, cu spiritul oricui are legătură cu banca. Lasă ideea divină să izvorască din această situație. Iar el mi-a spus, Doamnă, cereți imposibilul. Mâine este sâmbătă, banca închide la 12, iar trenul meu nu ajunge mai devreme de 10. Termenul meu expiră mâine și oricum nu vor da bani, e prea târziu. Eu i-am răspuns, Dumnezeu nu are nevoie de timp și nu întârzie niciodată. Cu El, totul este posibil. Apoi am adăugat, nu știu nimic despre afaceri, dar știu totul despre Dumnezeu. Iar El mi-a răspuns, totul pare în regulă când stau aici ascultându-vă, dar când ies, totul devine îngrozitor. El locuia într-un oraș mai îndepărtat și n-am mai auzit de el timp de o săptămână, după care am primit o scrisoare în care îmi spunea: ați avut dreptate, am făcut rost de bani și n-o să mă mai îndoiesc niciodată de adevărurile pe care mi le-ați spus. L-am văzut după câteva săptămâni și l-am întrebat: ce s-a întâmplat? Se pare că ai avut timp din plin până la urmă. El mi-a răspuns: trenul a întârziat și am ajuns acolo cu doar 15 minute înainte de ora 12. Calm am intrat în bancă și am spus, am venit pentru un împrumut. Și mi l-au dat, fără să mă întrebe absolut nimic. Ultimele 15 minute pe care le putea folosi. Iar spiritul infinit nu a întârziat. În această situație, bărbatul nu ar fi putut reuși singur. Avea nevoie de cineva care să-l ajute să rămână fidel viziunii sale. Acesta este exemplu despre ce putem face unul pentru celălalt. Iisus Hristos știa acest adevăr când a spus: dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, el se va da lor de către Tatăl meu, care este în ceruri. Când ești prea aproape de problemele tale, devii temător și te îndoiești. Prietenul sau tămăduitorul este cel care vede clar succesul, sănătatea și prosperitatea și nu șovăie niciodată, pentru că nu este în miezul problemei. E mult mai ușor să realizezi ceva pentru altcineva decât pentru tine, așa că nu trebuie să eziți să ceri ajutor dacă simți că șovă. Un fin observator al vieții a spus cândva, nimeni nu poate eșua atât timp cât altcineva și-l imaginează reușind. Aceasta este puterea imaginației și astfel mulți oameni mari au avut succes datorită nevestei lor, surorii sau unei prietene care au crezut în ei și nu s-au abătut de la modelul perfect. Puterea cuvântului. Cine e conștient de puterea cuvântului devine foarte prudent cu ceea ce spune. Nu trebuie decât să observe ecoul propriilor cuvinte ca să constate că ele nu îi întorc un gol. Prin cuvântul său rostit, omul își croiește în continuu propriile legi. Știu un om care spunea, întotdeauna ratez mașina, pornește de îndată ce ajung lângă ea. Iar fiica lui zicea, eu mereu prind o mașină, sigur vine de îndată ce ajung acolo, iar lucrul ăsta se întâmpla de ani de zile. Fiecare își crease propria lege, unul a eșecului, cealaltă a reușitei. Aceasta este psihologia superstiției. Potcoava sau laba de iepure nu are nicio putere. În schimb, cuvântul rostit și credința că ele își vor aduce noroc, creează așteptarea din mintea subconștientă și atrag o situație norocoasă. Cu toate acestea,
Am descoperit că acest lucru nu funcționează când omul este avansat spiritual și cunoaște o lege superioară. Atunci el nu se mai poate întoarce și trebuie să lase deoparte chipurile cioplite. De exemplu, doi bărbați, elevi de-ai mei, avuseseră mare succes în afaceri timp de câteva luni, când brusc totul s-a prăbușit. Am încercat să analizez situația și mi-am dat seama că în loc să-și rostească afirmațiile și să se întoarcă spre Dumnezeu pentru succes și prosperitate, fiecare își cumpărase un obiect care să-i poarte noroc. Și le-am zis: înțeleg, voi v-ați încrezut în obiectul aducător de noroc în loc să credeți în Dumnezeu? Lăsați obiectele și invocați legea iertării, căci stă în puterea omului să ierte și să-și neutralizeze greșelile. Au hotărât să-și arunce obiectele norocoase într-o mină de cărbune și totul a mers din nou bine. Totuși, aceasta nu înseamnă că trebuie să ne aruncăm toate ornamentele norocoase sau potcoavele, ci trebuie să recunoaștem că puterea din spatele lor este unica putere, Dumnezeu, și că obiectul în sine ne dă sentimentul de așteptare. Într-o zi eram cu o prietenă care era foarte deznădăjduită. În timp ce trecea strada, a ridicat o potcoavă. Imediat s-a umplut de bucurie și speranță. Spunea că Dumnezeu îi trimisese potcoava ca să-și recapete curajul. Într-adevăr, în acel moment era cam singurul lucru care i s-ar fi putut imprima în conștient. Speranța ei a devenit credință și în cele din urmă a făcut o demonstrație minunată. Vreau să atrag atenția clar că bărbații pomeniți anterior depindeau doar de obiectele norocoase, pe când această femeie a recunoscut puterea din spatele potcoavei. Știu că în cazul meu a fost nevoie de mult timp ca să ies din credința că un anumit lucru aducea cu sine dezamăgire. Dacă lucrul acela se întâmpla, urma invariabil dezamăgirea. Atunci mi-am dat seama că singurul mod în care puteam face o schimbare în subconștient era să afirm: nu există două puteri, există o singură putere, Dumnezeu. Așadar, nu există dezamăgiri, iar aceasta înseamnă o surpriză fericită. Am sesizat o schimbare imediat și surprizele fericite au început să se întâmple. Am o prietenă care spunea că nimic nu o putea face să treacă pe sub o scară, iar eu i-am spus: dacă te temi, înseamnă că cedezi în fața credinței în două puteri, binele și răul, în loc de o putere, una singură. De vreme ce Dumnezeu este absolut, nu poate exista o putere antagonică decât atunci când omul își creează propriul rău. Ca să arăți că tu crezi doar într-o singură putere, Dumnezeu, și că nu există putere sau realitate în rău, pășește pe sub prima scară care ți iese în cale. Curând după aceea s-a dus la bancă, voia să-și deschidă caseta de valori din galeria băncii și calea era blocată de o scară. Era imposibil să ajungă la fișet, fără a trece pe sub scară. A început să tremure de frică și s-a întors. Nu a putut înfrunta leul. Cu toate acestea, când a ajuns în stradă, cuvintele mele i-au răsunat în urechi și s-au hotărât să se întoarcă și să treacă pe sub scară. Era un moment important în viața ei, căci scările o ținuseră prizonieră ani de zile. A reluat drumul spre galerie, iar scara nu mai era acolo. Ceea ce se întâmplă deseori. Dacă cineva se teme să facă ceva, până la urmă nu mai trebuie să facă lucrul acela. Este vorba despre legea non-rezistenței, care este atât de puțin înțeleasă. Curajul, a spus cineva, conține geniu și magie. Înfruntă o situație fără teamă și nu va mai exista nicio situație de înfruntat. Ea va dispărea sub propria greutate. Explicația este că frica a atras scara în calea femeii și iar neînfricarea a îndepărtat-o. Astfel, forțele invizibile lucrează neîncetat pentru că omul care mânuiește sforile, el însuși, chiar dacă nu o știe, datorită puterii vibratorii a cuvintelor, el începe să atragă ceea ce rostește. Oamenii care vorbesc în continuu despre boală o atrag invariabil. După ce omul conștientizează adevărul, el devine foarte atent la cuvinte. De exemplu, am o prietenă care deseori îmi spune la telefon: hai să ne vedem și să trâncănim ca pe vremuri. Această trâncăneală ca pe vremuri înseamnă o oră în care se rostesc 500 până la 1000 de cuvinte distructive,
temele principale fiind pierdere, lipsuri, eșec, boală. La care eu îi spun, nu mulțumesc. Am trâncănit destul, draga mea, în viață și mă costă prea mult. Dar aș fi fericită să trâncănesc într-un stil nou despre ce ne dorim, nu despre ce nu ne dorim. Există un vechi proverb, omul nu îndrăznește să rostească cuvinte, decât cu trei scopuri. Să se vindece, să binecuvânteze sau să prospere. Ce spunem despre alții, se va spune despre noi. Și ce urăm altora, ne urăm nouă înșine. Blestemele sunt precum puii, se întorc acasă la culcare. Când cineva îi dorește cuiva ghinion, cu siguranță va atrage asupra lui ghinion. În schimb, dacă dorește să ajute pe cineva în drumul către succes, el își dorește și se ajută pe sine pentru succes. Trupul poate fi reînnoit și transformat prin cuvinte rostite și printr-o viziune clară, iar boala poate fi complet ștearsă din conștient. Filozofii știu că toate bolile au corespondență mentală și pentru a vindeca trupul, trebuie mai întâi să vindecăm sufletul. Sufletul este mintea subconștientă și el trebuie salvat de gândirea greșită. În Psalmul 23 citim, el îmi înviorează sufletul. Aceasta înseamnă că mintea subconștientă sau sufletul trebuie învigorat cu idei corecte, iar mariajul mistic este cel dintre suflet și spirit sau dintre subconștient și supraconștient. Acesta trebuie să devină un tot unitar. Când subconștientul este inundat de ideile perfecte ale supraconștientului, Dumnezeu și om, Dumnezeul și omul sunt una. Eu și Tatăl una suntem. Adică El este una cu tărâmul ideilor perfecte. El este omul făcut după asemănarea și chipul lui Dumnezeu și el primește putere și drept de stăpânire peste toate lucrurile create, peste minte, corp și acțiuni. Nu e greșit să spui că toate bolile și nefericirea vin din încălcarea legii iubirii. O nouă poruncă vă dau, iubiți-vă unii pe alții. Și în jocul vieții, dragostea sau buna intenție câștigă în fiecare încercare. De exemplu, o femeie pe care o cunosc a avut ani de zile o boală de piele. Doctorii îi spuneau că nu se poate vindeca și era disperată. Era actriță și se temea că în curând va trebui să renunțe la profesie. Totuși primise un contract bun și la premieră a dat lovitura. A primit recenzii flatante din partea criticilor, era bucuroasă, entuziastă. În ziua următoare a primit un preaviz de concediere. Un bărbat din distribuție era gelos pe succesul ei și a făcut să fie îndepărtată. Simțea cum ura și resentimentele preiau controlul asupra ei și a strigat: O, Doamne, nu mă lăsa să-l urăsc. În noaptea aceea a lucrat ore întregi în liniște. Și mi-a spus: Am intrat curând într-o tăcere foarte adâncă. Părea că mi-am găsit pacea cu mine, cu bărbatul acela și cu întreaga lume. Am continuat același lucru în următoarele două nopți, iar în a treia zi am descoperit că mă vindecasem complet de boala de piele. Cerând iubire și bunăvoință, ea îndeplinise legea, căci iubirea este împlinirea legii, iar boala, care venea din resentimentul subconștient, a dispărut. Fiecare boală este cauzată de o minte neechilibrată. Am spus odată la un curs, nu are sens să întrebi pe cineva ce problemă ai. Putem la fel de bine spune, cine e problema ta? Neiertarea este cea mai prolifică sursă de boală. Ea rigidizează arterele sau ficatul și afectează vederea. Nenumărate afecțiuni sunt cauzate de aceasta. Într-o zi am vizitat-o pe o doamnă care spunea că se simțea rău de la o stridie stricată și am răspuns, O, nu, stridia este inofensivă, dumneavoastră ați otrăvit stridia. Cine este problema dumneavoastră? Și ea mi-a răspuns, O, vreo 19 persoane. Se certaseră cu 19 persoane și devenise atât de dizarmonică încât a atras stridia stricată. Orice dizarmonie în lumea exterioară indică o dizarmonie interioară, mentală, precum în interior, la fel și în afară. Singurii dușmani adevărați ai omului sunt în interiorul lui,
iar dușmanii omului vor fi cei din casa lui. Personalitatea este unul dintre ultimii dușmani care trebuie înfruntați, căci planeta își primește inițierea în iubire. Este mesajul lui Hristos. Pace pe pământ, bunăvoință față de om. Prin urmare, omul luminat se străduiește să se perfecționeze pe sine prin aproapele său. Munca lui este cu sine însuși de a trimite bunăvoință și binecuvântări fiecarei persoane, iar lucrul minunat este că dacă binecuvântează un om, acela nu are putere să-i facă rău. De exemplu, un om a venit la mine cerând să fie tratat pentru succesul în afaceri. El vindea utilaje și concurența venise cu ceea ce el spunea că este o mașină mai bună, iar el se temea. Și am spus: în primul rând, trebuie să ne alungăm toată frica și să conștientizăm că Dumnezeu ne protejează interesul și că ideea divină trebuie să reiasă din această situație, anume că mașina potrivită va fi vândută de omul potrivit, omului potrivit. Și am adăugat: să nu ai gânduri critice față de acel om. Binecuvântează-l pe parcursul întregii zile și dorește-ți să nu-ți vinzi mașina, dacă nu aceasta este ideea divină. Așa că am mers la întâlnire neînfricat și fără rezistență și cu binecuvântare pentru celălalt. Și mi-a spus că rezultatul a fost remarcabil. Mașina celuilalt nu a putut porni, iar el și-a vândut-o pe a lui fără cea mai mică dificultate. Dar eu vă spun: iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă folosesc cu dușmanie.